Din nou, direct pentru partea a doua emisiunii, înainte de publicitate, vă propuneam ca subiect de discuție una din situațiile cu care v-ați confruntat cât ați fost ministru al sănătății, și anume cea de a închide spitale neperformante. Da. Acum, la rece, cum putem explica, cum putem spune lucrurile? Pentru că sunt aceleași, nu s-au schimbat datele. Deci, eu pot să vă spun un singur lucru, că noi am închis spitale care nu erau spitale. Erau spitale doar pe hârtie. Da. Și pentru primar, pentru locuitorii de acolo, erau mândri ca un spital, unde stăteau niște bolnavi, bolnavi. Toată lumea e bolnavă până la urmă. Care primeau tratamente nu totdeauna specifice bolilor, unde erau ținuți oameni care a căror stare de sănătate de multe ori se agrava și erau trimiși târziu spre eșaloanele superioare, spre locurile în care puteau fi tratați. Și noi am gândit, de fapt, este o mare confuzie. Noi nu am închis spitale. Noi am oprit de la plata asigurării sociale de sănătate către spitale, către anumite spitale. Și mai corect spus, așa zise spitale. Am să vă povestesc după aceea o parte mai frumoasă așa din replica unui profesor universitar de medicină care a fost în care era în Comisia de Sănătate, profesorul Florian Popa din București, care era și rectorul Universității de Medicină și Farmacie București, care în Comisia de Sănătate la Camera Deputaților, unde ne-am dus să prezentăm ce vrem să facem, ce am făcut, eram cu domnul ministru Ceche, care a fost un individ extraordinar, cu toate că nu era din sistem, care a învățat foarte repede multe lucruri și a avut curaj să le facă. De la el a pornit chestia asta cu închisul spitalelor. De la Oitlo Ceche? Da. De la ministru Ceche. În Comisia de Sănătate era profesorul Popa Florian, care la un moment dat ia cuvântul și zice acolo se discuta putere opoziție ca peste tot. Și bineînțeles, lui era la PSD, deci era în opoziție la ora aia. Și a început. Domnule ministru, nu sunt de acord, domne, cu ce faceți. Nu așa se face. Nu. Domne, câte spitale închideți? 69. 69. 150 trebuie închise, domne, că-s bolnițe, nu spitale. Înțelegi? Tu, când începuți așa de ferm, am zis, gata, ne termină asta. Da. Și când a zis, nu, 69, 150. Și avea dreptate. Și vă spun și acum că deci noi, când am pornit această acțiune, aveam temele făcute. În primul rând, am avut criterii foarte clare. Pe cine să nu mai finanțăm. Treaba asta era ordinul, era a fost hotărâre de guvern, nu mai țin minte. Era pentru un an de zile. Deci după un an de zile, dacă se făcea ceva la spitalele respective, se găseau oameni,
Erau spitale care aveau un singur doctor, care pleca la ora 1, da? După ora 1 rămânea o asistentă și eventual o infirmieră să urmărească bolnavii. Ce urmărire se putea face? Sau erau spitale cu doi doctori, cu două specialități, cu aiurea complet. Da, dar fiind spital, aveau director, aveau... contabil, aveau de toate. Mai puțin actul medical. Aia nu mai conta. Deci, da, dar vedeți, actul acum medical judecând nu conta. Lucrurile la rece, cred că așa trebuie înțelese lucrurile foarte bine. Și acum, vă spun, acum, în 2018, sunt așa zise spitale în România care n-ar trebui să funcționeze ca spitale. Bun. Revenind la această chestie, deci ne-am spus, erau spitalele erau date către primării, am spus, domne, domnul primar, vrei spital? Da. Domne, finanțează-l, ține oameni, nu știu ce. Că noi am făcut și protecție socială, deci ne-am dat afară, ne-am găsit loc de muncă la toți, n-au rămas pe drumuri decât, da, probabil niște muncitori care existau prin curtea spitalului. Deci era o chestie care trebuia să fie eficientă. Bineînțeles că niciun primar n-a vrut să dea bani către spital, să îl facă centru multifuncțional, să-i schimbe cât de cât. Că am dat și legislația respectivă. E drept că s-a făcut o mică greșeală de timp. N-am prevăzut în această... când am făcut această manevră explozia de a fi contra la așa ceva. Și am dat ordonanța cu organizarea centrelor multifuncționale imediat după. Probabil că dacă o dădeam înainte, era mai simplu. Însă, nici n-aveai unde și cu cine să faci chestia asta. E drept că am mai povestit că chestia asta. Deci noi am făcut... ne-am împărțit țara în trei și pentru că eram doi secretari de stat și un subsecretar de stat care era doctorul Arafat, ne-am împărțit țara în trei și am bătut-o două săptămâni, cum să spun, aproape fiecare spital am văzut. Deci toate cele care au fost închise au fost vizitate de Comisia Ministerului Sănătății. Nu mergeam singur, mergeam cu un colectiv și vedeam. Am ajuns la... asta o tot povestesc, că mi s-a părut interesant ca experiență, la Babadag. Ați auzit de Babadag, nu? Da. Acolo am auzit, am învățat la geografie și da. Acum, având în vedere că avem device-urile astea, văd aici declarația noastră din 19 decembrie 2009. Da, Mediafax, Cristian Irimie, secretarul de stat în Ministerul Sănătății. Autoritățile locale trebuie să contribuie mai mult la refacerea infrastructurii spitalicești. Da. Pentru că și mă uit erau... acum cum arată spitalul din Suceava. Cineva aici, a auzit. Da. Cine a vrut, au auzit. Cine a vrut să audă, au auzit. La Baia Mare au auzit. Ca să vă spun ceva, și la Humor au auzit. Pentru că spitalul din Humor n-arăta așa cum arată acum. Și nici nu era dotat cum este acum. Și un mare merit are și primarul Urțaciuc acolo. De ce să nu o spunem? Sau la Vatra Dornei, la fel. Au ajutat micu mult spitalul. Micu amendament că la Vatra Dornei nu tot domnul Ursaciu. Nu, nu, nu.
Nu, cei care au fost acolo, da, primari. Da, da. S-au străduit și au mai făcut câte ceva. Dar sunt localități în care primarii nici capul nu i-a durut de spital. Doar că în momentul în care le-am spus că se închide spitalul, au sărit în sus. Și aveam roiuri de primari la ușă. E încă una din plăcile care se pun. A, voi ați închis spitale. Da. Da, ați tăiat pensii, care nu s-au tăiat. Pensiile nu s-au tăiat. A dat Curtea Constituțională că nu se poate pentru că este un bun câștigat și n-ai cum să le reduci. Dar lumea nu știe. Astea sunt lozinci care au fost transmise non-stop. Și o lozincă de asta transmisă de mai multe ori ajunge să fie... Cap. Da, cum? Eu am văzut și acum sunt politicieni care spun ați închis spitale, ați tăiat pensii și nu știu ce. Degeaba, dacă nu-i contrazici, rămân pe lor. Dar vă spuneam de babadag. Această măsură luată la momentul respectiv a fost, cu alte cuvinte, ca să fiind foarte bine înțeleși, a fost ca un fel de oprire a unei sângerări. Sângerarea asta însemnând pierderea unor bani. Pentru că așa zisele spitale, cele care apăreau spitale cu un medic, doi medici sau ce mai fi, oricum cu un act medical precar, consumau bani. Consumau bani din același buget al Ministerului Sănătății, care nu e un buget... Ok, cheltuiți cât aveți nevoie. Da. Îmi spuneați în pauza de publicitate că la CES, la Comisia de Economico-Socială, toți membrii din guvern au renunțat la indemnizație. La momentul respectiv. Da. Pentru că așa s-a considerat normal. Trecem printr-o situație dificilă, încercăm Suntem toți să oprim din cât mai multe ori. Asta ca gest simbolic. Bineînțeles, nu tăiai din banii. Dar problema era următoarea, că asta cu spitalele... În județ la noi, care spitale au fost afectate de această decizie? Solca. Da. Dar în același timp... Da, ați spus de Gura Humorului, spre exemplu, în Gura Humorului au înțeles autoritățile locale și au investit, au adus îmbunătățiri. Da. N-au lăsat totul exclusiv pe... Nu. Deci, în afară Ministerul Sănătății se ocupe de partea medicală, noi ne ocupăm de partea administrativă. Da. Mai ales că sunt proprietari. Autoritățile publice locale sau județene sunt proprietarii spitalului respectiv. Și ca să revenim la politică, eu spuneam, domnule, cu spitalele, dacă le aranjați, nu câștigați alegeri, dar le puteți pierde. Unii au înțeles, unii n-au înțeles. Și vă spun eu că mulți primari au pierdut alegerile pentru că n-au investit în spitale. Acolo nu este o investiție de bani aruncați aiurea. Nu, într-un spital nu se plantează panseluțe, nu se pun nu știu ce. Deci investiția este pentru oameni, nu este pentru directorul spitalului. E în practic în sănătatea noastră a tuturor, până la urmă. Personal, nu-mi plac sloganurile astea. Și în condițiile de muncă ale personalului, care altfel vine și lucrează când are la îndemână tot sau aproape tot. Și altfel lucrează când vine și știe că nu găsește nici spirit. Da? Da. Deci aici e problema. Acum, în situația actuală, datorită creșterii salariilor, banii se iau tot de la casa de asigurări. Și vor ajunge spitale care nu vor mai avea bani de funcționare. Pentru că au crescut așa de mult salariile
încât le afectează bugetul contractat cu casa de asigurări și fără un sprijin din partea autorității locale sau știu eu de unde, nu vor funcționa, se vor închide singure. Nu va fi cu a închis ministerul spitalul, s-a închis singur, că n-are cu ce. Păi dacă ai 90% din buget fond de salarii, îți rămân 10% pentru alte cheltuieli, da? Păi căldură, apă, curent, mâncare la bolnav și așa mai departe. Toate astea... Nu mai pun medicamentele. Medicamentele sunt ultime, că avem farmacii în jurul spitalelor. Toate spitalele din țara românească au farmacii în jur. Nu există spital fără farmacie alături. Deci poate să-și cumpere bolnav, poate să-și aducă mâncare de acasă, dar curentul, apa, căldura, nu prea au cum să o plătească. Nu prea au cum să o aducă de acasă? Nu. Să vină cu o valiză de curent. Însă, deci, ca să revenim la Solca, în momentul în care s-a dat această ordin, s-a făcut și un program al Ministerului Muncii de înlocuire în spațiile respective spitalicești, s-au transformat în cămine de bătrâni, da? Care erau finanțate de Ministerul Muncii, unde doctorul care funcționa acolo a rămas acolo, asistentele, infirmierele și așa mai departe. Bucătărese și ce mai vreți dumneavoastră. Această treabă a funcționat până acum 3 ani, 4 ani, când onor Ministerul Muncii a hotărât să le taie finanțările, să rămână numai la consiliile locale. Păi un consiliu local, cum e Solca, nu prea are posibilități să acorde bani către un cămin de bătrâni. Chiar dacă acolo sunt oameni în vârstă, unii cu anumite afecțiuni și unde au nevoie și de căldură și de mâncare și de alte condiții. Și Solca a mers foarte bine până acum 3-4 ani când a început criza, care ați semnalat-o și dumneavoastră la presă. Au fost ajutați de Consiliul Județean, de unii și de alții, dar s-a închis un program care funcționa. În România aici e paradoxul și problema. Dom'le, avem un program. Funcționează foarte bine. Da, dar cine l-a făcut? Ăia. Hai jos cu el. Da. Deci nu e vorba de oamenii care au de suferit dacă închidem un program. E vorba de cine l-a făcut. Le-am dat în cap. Am închis programul. Nu e corect. Sunt foarte multe lucruri care au fost distruse tocmai din această politică, da? Aiurea. Din orgoliile unor politice. Sau mai bine zis, din dragul de a da în cap că nu-i politica mea. Da, exact. A spus la un moment dat în această dimineață că criteriile după care aceste spitale au fost reconvertite, mai corect fie spus, nici de cum închise strict în sensul, adică venit tu pe ușă, plus posibilitatea, un an de zile la dispoziție, pregătiți-vă, în fine. A spus că totul se făcea după niște criterii bine stabilite. Eu așa am înțeles că a fost de curând o evaluare aici la spitalul din Suceava, unde am înțeles că s-au strâns puncte multe, că au trebuit la un moment dat să modifice unele criterii la nivel național față de ce au găsit aici, iar la capătul evaluării, surpriză, Suceava la nivel de spitalul din Suceava catalogat egal cu spitalul din Dorohoi. Onor și fără nici, nu zic în sens peorativ, spitalul din Dorohoi. Nu, băi, n-aveți de ce. Din câte am înțeles,
nu mai știu ce s-a întâmplat, că nu mai... Asta s-a întâmplat acum nu de mult. A fost o greșeală de calcul a lor. Ați fost în minister 300 de oameni. Chiar greșeală de calcul, chiar... Dar asta nu ministerul a făcut-o. Asta a făcut-o, nu. Asta a făcut-o agenția asta națională a NMCS-ul, care e agenție guvernamentală, nu ține de ministerul sănătății. E guvernamentală. Și care are conducerea ei, angajații ei și așa mai departe. Experți pregătiți și nu știu ce. Cum au greșit, ce au greșit, nu mă întrebați că nu știu, dar o greșeală sigur este. Pentru că pot să vă spun un lucru. Cei care au fost aici, eram în funcție încă, când au fost cu această acreditare, au rămas profund impresionați de ce au văzut în spital. N-au avut prea multe de spus. Sigur că aveau multe criterii din astea aiurea în tramvai, care trebuiau scrise. Dacă n-ai scris, te depuncta, dacă n-ai scris corect la pix fel. Pix roșu sau pix verde. Da, sau... adică, nu știu cum să spun, mai mult decât a trebuit. Adică, erau cerințe și noi am fost unul din primele spitale reacreditate după noile reguli. Erau cerințe care nici în vest nu le ai. De exemplu, spunea așa, ușile saloanelor să se deschidă spre exterior. Așa. Nu în interior, spre exterior. Eu am o soluție pentru asta, domnul doctor. Construim alt spital. Pe veche infrastructură, nu știu cum naiba, că dacă le deschizi pe hol, se ocupă holul. Nu mai poți să treci cu targa pe acolo. Sau deci cum? Asta le-am explicat și noi. Da? Dom'le, vine targa cu bolnavul, dar trebuie să deschizi ușa. Sau trebuie să le tot închizi până ajunge acolo. Deschizi ușa mai brusc așa, dai în cap bolnavului care stă pe targa cu ușa, că nu știi cine vine. Da? Da. N-ai... camere de luat vederi în fiecare salon ca să știi că vine unul pe hol. Asta că pompierii. Stai, doamne, pompierii. Care e problema că se deschide în interior? Mai ales că maternitatea noastră a fost reabilitată de curând. Nu? Alpuș face 5 ani? 2013? Da, cam așa s-a terminat. După proiect avizat de Banca Mondială, de Banca Europeană de Investiții. Deci este făcută chiar cum trebuie. Dar că nu se deschid ușile spre exterior. Zic, câte spitale, în câte spitale se deschid ușile spre exterior? Pentru că sunt spitale relativ noi. Cum e Rădăuțul, da? Făcute prin anii 80. Păi ele au holuri înguste. Noi aici avem holuri largi. Și hai să spunem că saloanele sunt pe o parte și pe partea cealaltă sunt celelalte utilități pentru funcționare. Camere de tratamente de... și așa mai departe. Să spunem că nu chiar le dăm cu ușa în cap sau nu deschidem toate ușile odată și nu mai are la cu targa până să treacă decât după ce închide ușile. Dar restul... Domnul doctor, asta cu ușile care se deschid într-o parte sau într-alta pot intra, dacă vreți dumneavoastră, la criterii, nu știu, ori de estetic, ori pentru siguranța ISU și așa mai departe. Aici putem, dar în momentul în care este evaluat un spital, cred că trebuie evaluat în primul rând după, și am avut o traumă în România asta, după infecțiile nozocomiale, nu, prima oară după calitatea, cantitatea aparaturii medicale.
după aia, de numărul și acoperirea pe specialități, pe urmă, după condițiile hoteliere, care iarăși sunt foarte... Cred că ultima chestiune este aceasta în evaluarea unui spital. Eu v-am dat un exemplu de criteriu și mai erau și altele. Stabilitatea aiurea în tramvai. Da? Asta cu ușile. Pe urmă, mai este o problemă că m-am întâlnit cu unul din cei care conducea această echipă cu care lucrasem în minister și acum era la NMCS-ul ăsta, m-am întâlnit cu el întâmplător în București și întreb ce faceți. Și ce să facem? Suntem în evaluare la un spital privat, nu pun numele. Păi zic, ăla e mare și tare și nu știu ce. Zic, n-aveți probleme acolo. Zice, știți care este problema lor? Că am fost întâi la Suceava. Deci, privind cu alți ochi și ce au ei acolo, după ce am fost la Suceava, care e spital de stat și nu-i privat și așa mai departe. Deci, oamenii au plecat cu o părere foarte bună. Nu avem ce să spun. Deci musa e că a fost o greșeală. Acum eu sper să nu fie o greșeală intenționată, să fie o răzbunare. Eu nu am nici... N-aveți elemente să bănuiți așa ceva? Nu, nici să bănuiesc, nici să mă gândesc. Nici nu vreau. Adică, cei care sunt acum știu să-și rezolve problemele și nu se împiedică de o Adevărul este că care ar fi secretul Spitalului Județean Sfântul Ioan cel Nou? Care e secretul? Da. Că ce? Că este așa? Că e cum arată la ora actuală. Secretul este că are un foarte bun manager care se ocupă de partea de administrație și are director medical care se ocupă de partea medicală. Și care se completează reciproc. Asta e un secret... Deci, mai simplu spus, Râmbu. Da. Pentru că așa îl cheamă pe manager. Ce să spun. Deci, bun, asta este... Mie întotdeauna nu mi-a fost, mi se pare normal să spui că e și vorba aia atât de românească, domne, omul sfințește locul. Sigur. Da. Dar intervine și acest dar. A supraviețuit, ca să spun așa, la două conduceri diferite la Consiliul Județean, spitalul fiind sub directă oblăduire a Consiliului Județean. Ceea ce înseamnă că și-a făcut treaba ambele conduceri ale Consiliului Județean, pentru că practic a început toată această sprijinire, finanțare, lucru la Spitalul Județean în primul mandat al lui Gheorghe Flutur, a fost continuat corespunzător în mandatul lui Nechifor. Cătălin Nechifor și acum din nou mandatul lui Flutur, lucrurile funcționează. Numitorul comun îl avem... Păi știți de ce? Pentru că oamenii și-au dat seama că nu merită să schimbi antrenorul când ai rezultate foarte bune. Și de rezultatele foarte bune ale spitalului au profitat toți. Pentru că dacă vă uitați așa, Spitalul Județean este unul din cei mai mari angajatori din județ. Da. Da? Este un loc în care vin foarte multe delegații ca la muzeu. Adică ne concurăm și cu ursul de la muzeu. Și au ce arăta. Eu vă spun că eu personal am adus prieteni de-ai mei să vadă spitalul, medici. Și au rămas impresionați. Oameni care lucrează tot în spitale. Da.
Da. E... Da, da, ce să... Și face parte exact din chestiunea aia pe care o puneați la cărămidă. Odată. Ok, salariile, dar mai trebuie și altceva. Absolut. Trebuie și... și să-i oferi cu ce să săvârșească actul medical. Trebuie să-i oferi condițiile de așa manieră. Și mă uitam că la Spitalul Județean, slavă Domnului, s-au întâmplat de-a lungul timpului multe lucruri foarte importante și în permanență e așa, e o forfoteală. Secție după secție, după secție, publicitate, imediat. Secție după secție, la rând, a fost modernizată. S-a trecut și la spitalul vechi, bine, și acolo se lucrau în paralel. Acum, iarăși șantier, parcări, și, în permanență, nou ambulatoriu. Asta va fi o chestie extraordinară. Noul ambulatoriu. Va fi o treabă extraordinară. De ce? Pentru o să-mi explicați după publicitate. Da.